Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilia Istrate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Maria Mirabela. Sunteți mai mulți, Dea, vă îmbrățișez cu drag a voastră, Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, deci ieri vreau să vă spun că am văzut ceea ce poate să facă acest Robert în emisiune. De când a început acest sezon, nu știu ce s-a întâmplat cu doamna Mantea și cu doamna Luminița, de au permis acestor concurenți să își bată joc, practic, de munca lor. Vedem că Robert acum se leagă de Lorena, că a mințit. Din punctul meu de vedere, cine este înțelept și-a dat seama ceea ce s-a întâmplat între Lorena și acest Robert, în condițiile în care, dacă ne aducem aminte, de prima dată Robert a mințit, spunând că nu o cunoaște pe Lorena. Ca acum, ulterior, să-l lovească amintirile în moalele capului și să spună mult mai multe. Mi-aduc aminte, în momentul când a văzut-o pe Lorena, era speriat, se vedea pe fața lui, cine știe să citească oamenii, dar spunea, a, da, am văzut-o la aeroport, la îmbarcare. Cât tupeu să aibă acest bărbat de 34 de ani, după părerea mea, nu este bărbat, este un mare mincinos și este un bărbat cu mustață și fustiță. Foarte, foarte mincinos și foarte instigator. Acum vine și spune, după ce a văzut el emisiunea, că Lorena ar fi spus că îl cunoaște toată Valencia ce poate. Dragii mei telespectatori, acum puneți-vă în locul acelei fete. Eu, ca să judec pe cineva, mă pun în situația ei. Mai mult ca sigur ea, dar nici nu a spus că toată Valencia. A spus că toți cei din jur. Atâta timp cât ei s-au întâlnit la acea petrecere, logic și firesc că au prieteni comuni. Și că această Lorena a constatat că cum este în casă neplăcut, așa este și afară. Dar Lorena vă că a dat doi pași în spate și n-a mai vrut să recunoască ceea ce a vrut ea să scoată în evidență. Logic că prietenii ei nu sunt atât de încântați de compania lui Robert, pentru că vedem că omul are probleme. El nu are nimica la picioare, la cap are ce are și observăm că se contrazice el pe el. Acum, de atâtea luni, vă dați seama că nu mai este fals. Pentru că noi vedem zi de zi comportamentul lui. Ăsta este Robert, un mare mincinos, un mare instigator și contrazice pe toată lumea. Ce mi-aduc aminte, în momentul când Lorena a intrat în casă și s-au dezbătut acele subiecte, vedem că Dan Andrei începe și iar fabrică minciuni la adresa Lorenei cu ferichiși, cu susținătorii ăștia românași ăștia falși a lui Robert și pune pe grupuri că Lorena ar avea un copil care are un Facebook fals. Dacă ne aducem aminte, nu s-a mai întâmplat așa ceva cu un concurent, și anume Alexandru, când s-a certat Alexandru cu Robert în emisiune, știind că emisiunea este înregistrată cu 2 săptămâni înainte de a ne difuza nouă. Tamnesam a apărut că Alexandru este violent și că și-a bătut iubita în condițiile în care s-a luat de Robert. Iar acum vedem același lucru. Păi, dragii mei telespectatori, sincer, chiar avem ciungă în păr, că acest Robert vorbește cu Dan Andrei și Dan Andrei știe tot ce se întâmplă la filmări și atunci el premeditează tot și spală creierii anumitor telespectatori, spunând că cel care îl atacă pe Robert este foarte rău.
Să ne aducem aminte că el posta, Dan Andrei, exact ceea ce spune Robert în emisiune. Că a mințit Lorena, că ea nu stă în Valencia, că are un copil, că... Bine, asta n-a spus-o Robert, dar nu m-aș mira să nu aflăm în zilele următoare. Că a mințit că râde toată Valencia, că vorbește toată Valencia de el... Păi e logic că spui, cei care ne înconjoară nu sunt mulțumiți de caracterul tău și de modul tău de abordare a persoanelor. Fapt că aflăm acum că de fapt Lorena a făcut și poze cu el. Fata o fi făcut acolo de grup. Dar el acum și-a adus aminte că i-a adus aminte prietenii. Păi și prietenii știau și de hard disk? Ca să vedeți cum se încurcă în propriile lui minciuni. Vin băieții, spun toți în cor, în același timp, ceea ce spune Robert în vestiar despre Lorena, bineînțeles că el iar nu vrea să recunoască și a mai avut o fază de genul ăsta cu Andrei, când el spunea că moldovenii îl susțin, iar părinții lui nu, ceva de genul. N-a mai vrut să recunoască, vine și mama lui și spune, domne, noi îl iubim, noi îl apreciem. Păi, îl iubiți așa, dar știți că are probleme la tărtăcuță. Asta e. Și vedem că acest bărbat nu vrea să recunoască. Iar acum ce vedem? Deci am râs cu lacrimi. Că o place pe Mihaela. Și că și-a dat el seama că Mihaela îl iubește și că Mihaela a fost corectă cu el. Păi, dragii mei telespectatori, păi să ne aducem aminte de țigăneala pe care o făceau susținătorii și Mihaelei și a lui Robert. Că Robert e un mincinos, ăștia alți că Mihaela se folosește de Robert, că a fost favorita publicului, că am votat-o noi, ăștia cu conturi false și cartele false. Și acum s-a trezit, vai, marea iubire între ei. Ailaltă plângea și spunea, nu mai vreau să-l văd, e penal. Plângea și făcea scene de isterie când se asocia persoana ei cu Robert, iar acum i-a lovit dragoste. Păi cât de copii ne credeți? Chiar vă bateți joc de noi? Așa că, dragii mei telespectatori, asistăm la un teatru de 2 lei pe care îl moderează doamna Mantea și e foarte încântată că se mai declară un cuplu. Care cuplu? Fals! Exact cum a fost Radu și Cristina, exact cum a fost Bianca cu Alexandru, acum urmează cei mai falși și cei mai mincinoși care n-au nicio treabă. Robert și Mihail, bocitoarea și mincinosul. Așa că, dragii mei telespectatori, această emisiune s-a transformat într-un circ, o panoramă și o mare, mare mahala. Ne mint cu televizorul. Vedem că Mihaela spune, eu nu pot merge la date cu o baterie descărcată de 2% și ulterior aflăm că se formează și cuplu. Vai de tine, roată de rezervă, Mihaela, regina de oaș, care de frică să n-ajungi iar la munca de jos, te cuplezi cu cel pe care nu-l suporți. Pe cel care l-ai vorbit de rău, pe cel care ai râs de el, dar și el a râs de tine, a zis că te folosești de el, că n-ai nicio treabă. Deci nu se poate. Deci nu se poate atâta panoramă și atâta minciună ca în sezonul ăsta. Vă dau cuvântul meu de onoare. Deci doamna Mantea a susținut pe Radu și Cristina, care s-a văzut de la bun început cât de perversă a fost Cristina și Radu. Bianca cu Alexandru s-a văzut de la capul locului, iar acum ăștia nici nu-i vedem și știm ce urmează să se facă. Doamna Mantea, sincer, v-ați pierdut toată notorietatea de moderator de top. Acceptați măgăriile. Deci acest sezon va aduce prăbușirea demnității de moderatoare de dreaptă și corectă.
Susțineți minciunile și tocăniile acestui individ Robert. Robert este primul concurent care trebuia să plece din a doua, a treia săptămână, văzând de la bun început, din prima săptămână, că el a venit doar pe instigare, doar pe scandal. Ăla nu trebuia să stea în emisiune, că ne-a spus de la bun început ce caută el în emisiunea asta, decât să facă panoramă. Și el a trebuit zburat. Dar observăm că doamna Mantea și doamna Luminița l-au ținut în brațe. Fapt că săptămâna viitoare iese și favoritul cuplului, publicului. De ce? Că se declară cuplu, pentru că asta vrea doamna Mantea și doamna Luminița, își doresc cupluri în sezon. Doamna Mantea, păi decât cupluri fake și mincinoase? Păi mai bine lipsă. Dar vă pierdeți demnitatea, notorietatea de moderatoare, de top. Ce moderați? Minciuni? Oare vă face cinste, doamna Mantea, să moderați astfel de emisiune și să-l și premiați? Nu știu cum se întâmplă, dar vedem destul de clar că Patrick este foarte susținut. Ne uităm pe live-urile lui. A ajuns să aibă peste 4.000 de telespectatori pe live. Nona, nu mai spun, la orice oră din zi și din noapte, când intră imediat, în câteva minute, sare de 1.000 de telespectatori. Ionuț, la fel. Deci a ajuns Robert, care are 150 de persoane pe live tot timpul. Deci la orice oră din zi și din noapte intră acest individ pe live-ul lui personal, are hate din 150 de persoane. Și nimeni nu-l mai crede, că înseamnă că avem creierii congelați, dacă putem să credem un mincinos ca omul ăsta. Și Mihaela la fel. Bianca cel puțin și cu Patricia sunt terfelite. Mi-au trimis mai mulți telespectatori când Biencuța era la câmpia turzii și mânca. Și era fericită că i-a făcut mama Patriciei de toate. Mă, se vede că mămica ta nu prea ți-a oferit multe feluri de mâncare. Și când prinzi, top! Ești numărul unu. Te plângeai că nu poți să te duci de a treia oară la baie. Păi îți dai seama că te-ai fi băgat acolo, ferească Sfântul. Le-ai dat pagubă la oameni. Doamne, deci cum mă... Măi, Bianca, cum să faci live și să spui că ți-e rușine să te duci a treia oară la baie? Păi din simț! De asta îți spun că ai creierii congelați și pătrați. Vai de capul tău cât de rușinos. Și îmi spuneți mie că asta este femeie inteligentă și deșteaptă. Ferească Sfântul, ferească Sfântul. Cam asta s-a întâmplat, dragii mei telespectatori, ieri în emisiune cu Robert și cu Mihaela și cu Lorena. De s-a văzut pe față că ești cel mai mincinos om posibil și ai un tupeu exact ca curvele. Te mint pe față, așa și tu. Asta e părerea mea, dragii mei telespectatori, despre acest paranoic care te minte cu nonșalanță și nu recunoaște absolut nimica. Vă întreb, ce a recunoscut Robert în această emisiune? Bașca că mai vin susținătorii lui, ăia plecați cu Sorcova, gen Feri Chiș, Dan Andrei, și încep să fabrice minciuni la adresa concurenților care îl atacă pe Robert. De unde știe, repet, de unde știu susținătorii lui Robert ceea ce se întâmplă în platou și ceea ce vorbește Robert în platou, ei postează aceleași cuvinte. Iar Robert, văzând comentariile, că vă dați seama, cunoaște care e contul lui fals, care-i Dan Andrei, în spatele cărui cont este Dan Andrei și Feri Chiș și Elisabeta, vine și el cu expresiile lor din comentarii. Să-ți fie rușine, să-ți fie rușine de copilaș retard. Pare rău, dar, dragii mei telespectatori, poate o să spuneți iar că sunt rea, dar nu suport atâta minciună și atâta falsitate. Deci au tăbărât toți pe Lorena că a avut îndrăzneala să spună că îl cunoaște pe Robert și că de fapt toți prietenii lui au aceeași părere pe care o avem și noi
văzându-l cum se comportă în emisiune. Și de aici jihadul, vai, îl cunoaște toată Valencia. Lorena a spus că toată Valencia, vai de capul tău de retard. Păi copila s-a referit la anturajul vostru, care și ăia... Și acum a apărut și hardiscul. Da, dacă avea, la cât de paranoic e, venea direct cu poza sau i-o dădea lui Dan Andrei. Uite, Dan Andrei, fă-i-o! Vai de capul tău, vai de capul tău de mincinos și de cartele false și conturi false. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori, în momentul când li s-a oferit acel date, cine sare? Bianca. Bianca care ea nu mai poate și îl vrea pe Alexandru doar pentru descărcare de hormoni, atunci îl iubește pe Alexandru instantaneu. Când este vorba de date, peste noapte, instantaneu îl vrea pe Alexandru. Dar să vedem că i-a plecat jucăria sexuală, ce jucărie va mai găsi? Vai de tine, măi, Bianco, te-ai făcut de toată jena. Și tu și Patricia sunteți ultimele femei, credeți-mă. Și sunteți prea împreună, prea, prea... E bătător la ochi, ceva se întâmplă cu voi. În sfârșit, dar poate vă descărcați hormonii singure. Nu știu ce să mai zic. Ce am mai văzut, dragii mei telespectatori, și mi-a plăcut foarte mult, ziua lui Marinel. La mulți ani, Marinel, să fii sănătos, să ți se îndeplinească toate dorințele, la mulți ani și fratelui tău, Geamăn. Sunteți doi băieți demni de tot respectul, se vede cu ochiul liber că aveți cei 7 ani de acasă, că sunteți frumoși precum doi brazi și aveți bun simț și respect. Vă felicit, părinții lui Marinel, sunteți niște părinți demn de tot respectul, v-ați crescut foarte frumos copiii și cu adevărat aveți de ce să vă, cu ce să vă mândriți. Felicitările mele, vă aplaud la scenă deschisă. Aveți doi băieți frumoși și ca brazii și bine educați, cu mult bun simț. Bravo ție! Vedem că Marinel este așa. Și ar vrea și n-ar vrea să plece. Mă, rămâneți, mă! Mă, ce aveți de pierdut, mă? Mă, ce aveți? Atât timp cât vă purtați demn și nu vă pătați imaginea, profitați de ocazie, că nu vă mai întâlniți cu vârsta asta și cu astfel de ocazii. Dar nu vă faceți părinții de rușine, nu vă stricați demnitatea și distrați-vă. Luați-le, mă! Când pe una, când pe alta. Jucați-vă, mă, cu ele. Unde este Bogdan și Jador? Uitați-vă la ei ce făceau. Luați exemplu. Nu aveți de ce să vă fie rușine când vedeți că ele nu au jenă. Asta e. Ar vrea și el la un date. Sunt tare curioasă să vedem cu cine, dar mai mult ca sigur cu Cristina. Că e un fel de marionetă și se joacă cu ea. Nu că ar simți ceva pentru ea, că dacă ar fi simțit... El, Marinel, este un pic gelos pe Lorena, pentru că, v-am spus, este genul de bărbat precum Jador. Și ăștia sunt bărbați adevărați. Dacă mă placi, păi mă placi, nu te mai duci și cu alți 7 și după care vii și spui, păi te plac și pe tine. Că atunci... mi-ai fi de dragă, te trimit la gunoi. Asta e, tare sunt curioasă, vreau să vedem date-ul lui Ionuț cu Lorena, să vedem ce se întâmplă. Bineînțeles că va fi un date frumos, pentru că Ionuț știe cum să facă atmosferă. Și așa că, dragii mei telespectatori, săptămâna viitoare asistăm la un teatru. Și drept mulțumire, se pare că săptămâna viitoare ia Robert mincinosul iar banii de cel mai plăcut concurent de public. Nu este adevărat. Și chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, să vă dați cu părerea dacă Robert merită statutul de cel mai plăcut concurent din casă. Vă pup și vă doresc un weekend minunat.
tuturor!